Tineri artist fotograf pe care i-am invitat într-un apel deschis pe care l-am lansat pe internet să participe la acest proiect. În urma înscrierilor venite la organizatori, am selectat 10 artist fotograf și am avut bucuria de a îi urmări la lucru într-un prim atelier care s-a desfășurat la Roșia Montană în luna iunie. După care au mai revenit pe parcursul verii în câteva rânduri și vedeți aici primele rezultate ale acestui proiect de documentare a patrimoniului de la Roșia Montană prin fotografie. În afară de expoziție, de ceea ce vedeți aici, în urma proiectului am realizat și un site, roșiamontanainimagini.ro, unde deja se găsesc încărcate toate imaginele pe care le vedeți aici și altele și un site care va continua să crească și în anii următori când ne propunem să invităm și alți artiști pentru a face același lucru, aș exprima propria viziune în imagini cu privire la Roșia Montană. Vedeți lucruri pe care, în mod obișnuit, nu aveți cum să le vedeți dacă n-ați fost acolo. Pentru că, de obicei, când se discută despre Roșia Montană în spațiu public, în media, discuțiile sunt ilustrate cu imagini ale distrugerii, cu imagini ale poluării, cu ruine, cu tot ceea ce există negativ în Roșia Montană. Și există, într-adevăr, lucruri care au rezultat în urma exploatării miniere de suprafață deschise acolo în perioada comunistă. Există rezultatele ruinării produse de 15 ani de incertitudine și de depopulare sistematică a localității. Există, într-adevăr, destule facete negative. Dar există extrem de multe lucruri fascinante la Roșia Montană, fie că ne referim la patrimoniul natural, la floră, la biodiversitate, la patrimoniul construit sau la fascinantul patrimoniu subteran. Toate lucrurile astea, în general, sunt lăsate deoparte atunci când ni se prezintă imagini Roșia Montană. Aveți ocazia acum să vedeți o parte, o mică parte, din ceea ce înseamnă cu adevărat Roșia Montană și vreau să mai adaug că proiectul acesta face parte dintr-o serie de acțiuni pe care le desfășurăm la Roșia Montană, noi Asociația ARAM, parteneriat cu Arbunus Maior sau cu alte organizații, acțiuni care au ca scop salvarea patrimoniului natural și cultural al acestui tip și salvarea titlului însuși, evident. Și printre ele număr lucrările de restaurare pe care le desfășurăm la o serie de construcții tradiționale, școlile de vară pe care le organizăm anual și cel mai recent proiect pe care l-am început odată cu acesta, cu cel de documentare fotografică, și anume proiectul Adopt o casă la Roșia Montană, un site web care realizează o interfață între proprietarii de case istorice din Roșia Montană care doresc să le păstreze și să le restaureze și potențialii donatori. Deci, vă invităm să urmăriți și alte activități, acțiuni pe care le desfășurăm, toate cu același scop al salvării Roșiei Montană. Acum avem bucuria ca în seara asta să fie alături de noi și doi dintre fotografii ale căror lucrări le vedeți expuse, Daniel Răbioriu și Ștefan Angelescu, și aș dori dacă și ei vor să ne spună câteva cuvinte despre felul în care au văzut Roșia Montană și despre proiectul acesta, Roșia Montană, în imagine. Dar eu zic că am spus acolo și încep. Primul rând vreau să vă urez din canal, să fără toate lucrurile care vreau să alegeți. Și apoi, în același fel, vreau să mulțumesc celor care au făcut proiectul de această expoziție. Ionuț Ivana și Adrian Mahler. Ești un absolut minunat, dar am avut de întâlnit pe doamna despre cum ați discut în acest acolo și m-am făcut să descoperă o zonă o să-l supra.
Nu pot să mă conștient, că vă și am mult avut, încât nu știu și ce mi-a și ce vreau mai bine. Astfel, niște mizeri, unele mizeri, altele, niște am văzut mai mult sau multe de voastre. Iar când am ajuns acolo, am descoperit că sunt altceva. Am descoperit că o sunt o zonă de plus, o zonă superbă, și niște oameni au sunt superbă. Primitori, toți, ceea ce m-a făcut este cu totul fără, este ceea ce se întâmplă acolo. Sper că această expoziție și toate acțiunile puse în acești oameni să ducă la un lucru foarte bun, și anume stoparea a ceea ce se va face acolo și distrugerea pot să zic un dezastru. Mai mult dacă nu știu, dar să spun decât sper să ajungeți acolo, să vă conduceți și văd ceea ce am spus, nu știu, poate imaginea reflexă o mică bucată de ceea ce s-a luat și am dat. Vă bucur că ați venit din nou și vă mulțumesc. Mai mare decât unele dintre frizuri. Mulțumim încă o dată.